împărțim și viața ta, s-o legi de-a mea. Un vis frumos trăim, rămân, nu pleca. Rămâi iubirea mea și atunci când lumea s-o sfârși, noi doi abia atunci ne vom despărți. Și în brațele mântinse să alergi la piept în casă, mă iubim mereu, o mă iubim și azi. Și serele târzii când în toamnă ramul bate în geam, al meu să fii și alături să te am. Și-n brațele mântinse să alergi la pieps în casă, noi iubim mereu, cum ne iubim și azi. Și-n serile târzii când în toamnă ramuri bat în geam, al meu să fii și alături să te am. Să nu ne despărțim și viața mea s-o legi de-a ta, un vis frumos trăim, rămâi, nu pleca. Rămâi iubirea mea și atunci când lumea s-o sfârși, noi doi abia atunci ne vom despărți. Bună seara, dragii mei, sunt cam emoționată pentru că pe invitata noastră n-am văzut-o de câțiva ani și deși îmi propusesem să mai mă duc pe la Breaza să mai fac niște emisiuni în cadrul ăla minunat de la tine din curte sau de la tine din casă, uite că timpul a trecut și aproape că nu știu când. Am plăcerea să o am invitată la emisiune pe doamna Marina Voica, care de data asta filmează aici, la noi, la Focșani, într-o cameră de hotel. Asta este situația. Marina, bună seara, bine ai venit la noi. Bine v-am găsit. De ce? Un hotel superb? Îți place, da? Și este așa, și hotel și apartamentul care am eu aici. Am fost primită ca o regină. Așa că mulțumesc. Nu știu dacă ai fost primită așa cum, că tu ești o regină. Uite, vin de la o altă emisiune acum, de la o emisiune unde am prezentat o domnișoară cu o voce foarte frumoasă și profesoara ei care o îndrumă și soțul ei care este absolvent de conservator și vorbeau de ea, le-am spus că nu pot să stau mult, că mă întâlnesc cu Marina Voica și doamna respectivă spune, Doamne, ce artistă imensă, am ascultat-o live cântând acum, nu știu la ce spectacol ai cântat tu. Da, și la sala Palatului, da, și la Teatrul Tănase. Da, și spunea Aurelia Vaida se numește doamna, zică, măi, nu-mi venea să cred, plângeam, imensă, da, artistă. Nu știu de ce toată lumea plânge când eu cânt, pentru că ești un om sensibil care transmiți sensibilitate publicului, asta este condiția prima unui artist. Mai ales la melodia să nu ne despărțim, mai e și toată lumea. Și aia cu plouă și afară plouă, e compusă de tine, e superbă. Da, puțin așa, știu eu, sprinten așa și puțin, cum să spun, libertină, dacă vrei să știi, că eu, de exemplu, spun așa, eu am compus niște cântece pe care eu consider că cea mai mare valoare lor este în text. Sigur că în da. Text. Sigur fiindcă că da. Text în muzică ușoară așa începe șlagărul, cu textul. Categoric. Știi? Orice artist adevărat așa gândește, da. Nu ai voie să spui sigur. Am compus niște texte în care m-am gândit, dacă era înainte, îmi dădea voie, nu. Înainte de 89, stăia, da? Tăiau toate astea. Și apartament 23, ca să continuare și afară plouă. Nu știi melodie? Nu. E cum, tu trebuie să știi. Dar spune. Nu. Apartament 23. Două, cântă numai un pic, că probabil că știu. Nu, fredonează. Inima ta e ocupată. A, ba da, e super. Cum? Sună-mă altă dată, poate într-o zi cândva se va elibera. Ce frumos, excelent. Așa da. A fost altă dată, dar acum, dacă vrei, apartamentul 23.
Da, într-adevăr îți tăia pe vremuri, nu puteai să... Nu putea. Ai avut poate? Nici afară plouă. Am văzut că însurat, Doamne ferește, i-auzi. Oi, ce străbălare, știi? Și nu puteam să lansez astfel de bucată. Dar ai mai fost în ultimul timp în Rusia? De mult n-am mai fost. A murit tata, știi, și de fapt trebuie să mă duc să stau la fratele meu și deja, de altfel nu la fratele meu, ci la cumnata mea și cu totul altceva. Știi? E cu totul altceva, da, știm. Să stai la cumnata. Așa și, da, știi, apropo de Moscova și de Rusia, am cunoștințe care au fost la niște concursuri acolo, au fost foarte bine primiți, premiați la Moscova, la Chișinău, la... Domnule, e o deschidere mare peste tot. Da, nu e foarte acolo, chiar prea multă libertate. Dacă ce cânt eu aici, chipurile este puțin așa, puțin, nu știu eu, cum ți-am spus, puțin libertin, adică așa să ai curaj să spui chestia, apartament 23 și așa mai departe. Acolo este prea multă libertate. Prea multă? Să folosesc cuvintele vulgare și chiar... Da, și ce la noi nu? Peste tot, în lume, în cuvintele de muzică, nu. Aici nu. Aici, în general... Depinde de formație, în Marina. În țara asta, în general, am observat, în țara mai mică e mai mult conservatorism. Știi? Aici, la noi? Da, sigur că mai... De când am venit, încă de acum 60 de ani, am simțit că ești mai conservatoare decât în Rusia. Acum 60 de ani eram, da, era conservatorism, dar acum în ultimii ani sunt formațiile astea da, care apar. Totuși există, tradiție există care ține. Nu se poate la noi să spună niște cuvinte la televizor de către intelectual mai ales și în filme. Nici nu pot să pronunț așa ceva, știi? Acolo se poate, acolo e voie. Se poate, da. Și atunci eu sunt, doamnă, Putin, unde ești? Că toată lumea te condamnă că n-ai libertate. Cum nu ai libertate? E groaznică, că nu se poate așa. Sau câteodată unii care, pur și simplu, știi, sunt... Cred că depășesc limită de ce se poate spune la public sau ce nu se poate spune. Și adevărul este că nu se poate spune orice publicului. Acolo se spune orice. De unde știi? Ai fost tu acolo și ai auzit? Da, eu mă uit zi de zi. Eu nu am antenă pentru ruși. Eu mă uit zi de zi acolo. Da, și se spune orice. Se pare firesc? Orice, și e firesc? Cum ți se pare? Ți se pare firesc să poți să spui absolut? Nu. Ți-e dor de Rusia totuși. Eu te simt că am făcut emisiuni cu tine, am fost la tine, au trecut mulți ani, dar ți-e dor de Rusia, nu? Ai vrea să te... Nu, e cum să nu, e... Sigur, e țara în care te-ai născut. Eu am primit niște întrebări. Cum considerați? Deci, pe cine iubiți mai mult? Rusia sau Ucraina? România. Sau România? Nu, este o întrebare absolut absurdă. Sigur. Că le iubești pe amândouă. Ai încearcă tu să răspunzi la așa ceva. Adică, eu consider că România este a doua patrie mea. Dar patria mea tot rămâne acolo. Sigur. Acolo m-am născut. Sigur. N-ai da. Ce să faci, poți să mă omor. Dar asta este. Simt în mine acest chestie, dar nu contează. Lumea, cu totul că este așa cum situația cu Rusia foarte prostă aici în România, pe nedrept, bineînțeles, asta știu eu. Consider că e pe nedrept? Da, dar, sigur, asta precis. Dar totuși sunt iubită, vezi? Sunt iubită de români. Foarte iubită altfel este. Altfel n-aș fi putut să trăiesc artistă. Deci iată că nonsens, aș zice. Da, dar cred că tu ai fi fost iubită indiferent în orice țară te-ai fi dus, pentru că tu ești într-adevăr o artistă de adevăratele, cum să spune. Eu și așa cred. Cred că oriunde m-aș lansa, aș cânta, cred că puteam să mă lansez, știi? Categoric. Da. Și tu ești de 60 de ani în România, nu? Doamne, ce... În 60 am venit, îți dai seama. În 60 ai venit. Erai o fetiță. Nu era chiar fetiță, să zic că am
am terminat facultate. Da, terminați facultatea n-am, sigur că am terminat facultate. Eu cum m-am căsătorit? Cu un coleg al meu de la facultate, da, cu Voica. Voica, da. Ți-ai păstrat numele lui toată viața. Sigur, e frumos, da. E frumos și pentru că te-a lansat ca artist. Adică asta era numele cu care... Deci eu, așa am venit în România. Știi, râdeam din facultate. Mi-aduc aminte de ultima sau penultima noastră emisiune în care spuneai, vai, eu eram așa urățică când eram mică. Mă duceam și o țineam poșetele. Da, așa este, toată lumea ținează. Așa este, îți jur. Nu cred, da, că mergeai la bal și tu le țineai poșetele celor care mergeau să danseze, că pe tine nu te invita nimeni, da? Așa este. Nu pot să văd asta, nu se poate. Eu am ceva care, cum să spun, eu nu sar în ochi, știi? Mi-ar place să fiu. Da, cum sari în ochi, să știi. Mă sare rog, cred că lumea mă recunoaște, dar mi-ar place să fiu chiar gen vampă. Da. Să merg așa, părul blond, așa, luptosă și asta da. Ai fi vrut așa? Asta da. Dar eu care sunt cât nemachiată și în general genul meu, sunt ștearsă. Dacă sunt... Nu mă evaluez în ceva, în discuție, în cântec. Dar nu e adevărat, tu ai o figură foarte expresivă și ai fost o fată foarte frumoasă. Cum eram tristă când eram așa, chiar la facultate. Crezi că e ușor să ții poșetele? Cum crezi că să ai față? Cred că ai o față groaznică, știi? Și cu cât țineam mai multe poșete, cu cât eram... Erai mai tristă, mai supărată. Dar eu când nu râd, eu sunt groaznică. Eu sunt groaznică, știi? Nu știu de ce spui așa și despre tine. Ai să râzi. Noi nu o să mă crezi. Eu acum arăt mai bine decât când eram tânără foarte. E, hai, nu poți să spui așa ceva. Tu, dragă, eu mi-aduc aminte. Nu știu, parcă mai e ceva a apărut în mine, mai apropiat de, mai, poate mai curaj. Poate mă gândesc că, nu știu, ceva s-a transformat în mine. Să nu spun corpul. Eu nu puteam să port pantaloni. De ce? Aveam fel de defecte. Acum orice pun îmi stă bine și cumpăr. Mă duc nu știu ce să probez așa. Ce bine îmi stă, cumpăr. Știi? Îmi stă acum orice îmi stă bine. Da, și îmi place că te îmbraci foarte modern și foarte, nu... Da, s-a subțiat picioarele, s-au lungit, parcă. Nu știu, da. Da? Arăt mai bine, știi, și trăsăturile la fel. Nu știam, să știi că trăsăturile se schimbă cu vârsta. Păi... Am niște oameni pe care le-am întâlnit și vorbesc cu ei și ei zic, Marina, dar nu mă recunoști? Și eu am ochii de vulturi, știi, imediat am, văd cum și ce, spirit de observație, de fapt, am. Am spus, nu, dar eu sunt ăsta. Nu, nimic nu face să mă aduc aminte de omul ăsta, fiindcă a pierdut complet față. Da, mai ales bărbați. Da, ai văzut. Femeile nu, dar pierd față, absolut. Eu n-am pierdut, eu m-am bătrânit. Știi că cu ridurile astea, știi, dar nu, pe mine mă recunosc și colegii mei de la școală primară când mă duc în Ivanova. Păi te cunosc de-aia. Și Marinca, ești... Marinca, ricoți că tu ești. Am spus, tu cine ești? Sunt aia cu care, ele sunt complet alte. Cum să nu te recunoască, dragă, că tu ești un artist de talie mondială, te recunoaște toată lumea, te știe. De-aia te cunoaște, te recunosc colegii tăi de la clasele primare. Nu, colegii mei de la clasele primare din Ivanova, nu de unde știu. Eu nici știu că eu exist și eu cânt și nu știu. Cum să nu știe? De unde să știe? Crezi că în Rusia cineva știe că eu am devenit aici? Nici fratele meu care... Al naiba, știi, putea să-mi facă, tată îmi făcea mie reclama, cât de cât se ducea și spunea. Dar fratele parcă nu vrea să recunoască că mică, e că eu sunt cea mai mică din rudele, din tuturor rudele, da, sunt cea mai mică. Că Marinca asta care și-a învățat prost, și urițică, și nu e așa. Nu învățai bine la școală? Ce? Nu învățai bine la școală? Nu.
Nu? Nu. De ce? Nu-ți plăcea? Nu mă interesa, nu știu. Da? M-a interesat anumite chestii. Ce te interesa? M-a interesat algebra, geometrie. Sunt foarte bine da? Fost. Da? Și mie îmi plăcea geometria, atât în matematică, geometria. Da, imediat mai geometrie în spațiu, da, știi? Da, și mie îmi plăcea. Că unii nu înțelegeau din adențeaz. Eu imediat așa. Și algebra grozavă. Tăc, 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 revine A, ăla, B. Atâta. Da. Tip toate formule. Așa. Asta am însușit foarte bine. Îmi plăcea, bineînțeles, sport. Îmi plăcea limba franceză, nu-mi plăcea. Nu știu deși de în Rusia se făcea limba da, franceză. Da, eu am învățat și la școală și asta limba franceză. Istoria, literatură și mai puțin. Și voi aveți o istorie excepțională. Da, cât de cât. Eu acum aș face o școală foarte bine, acum aș intra la școală să fac școală. Ți-ar plăcea să faci acum? Dar nu contează, acum pot să... Pe mine acum chiar că mă interesează una, altă, treile. Știu eu, chiar istorie și literatură. Da. Noi suntem, îți dai seama, țară în care literatura este regină. Sigur, aveți pe Tolstoi, pe Dostoevski da. Și ai spus tot, sigur tot, că da. Așa că noi suntem sătuli și cu poezie, nu puteam să sufăr poezie nici acum. Nu se poate. Aveți pe Lermontov, aveți Pușkin, dar aveți niște poezii. Încearcă să-mi spune acum, toată știu. Acum știi? Da. De fapt, eu am învățat prost, fiindcă școala era foarte severă. Dar eu știu foarte multe chestii de la școală. Păi uite, le școala vorbeam... este rău necesar, chiar sigur, dacă... Sigur. Știi de ce nu-mi plăcea? Eu nu puteam să mă scol de dimineață. Asta pentru mine calvar. Mă, ce te asemeni cu mine? Și nici nu puteam. Și atunci, așa, da, la da. Facultate să nu mai vorbim. La facultate veneam și mă apucam și dormeam. La facultate greu și să știi că facultatea economică... Tu economia ai făcut. Cum circulă banii, habar n-am nici acum. Eu nici tablă mulțime am așa aproximativ. Da, deci cu matematică... Tu economia ai făcut, nu? La facultate. Da, da, da. Eu sunt inginer economist pe, știi, în diploma. Și te-ai descurcat la facultate? Te-ai descurcat la facultate? E o facultate grea și... Prost am învățat, fiindcă... Și ești profesor, nu știu cum, cât eram eu doruții, că doi erau îndrăgostiți de mine, pur și simplu, știa, fetele știa când venea, mă căuta cu ochii, știi? Și eu stăteam acolo, nimic nu știam. Și spunea note mari, că erau îndrăgostiți de mine, știa, da? Asta, economie, agricultură, spune-mi și tu. Mă, eu parcă presimțeam că nu o să am nevoie. Știi cum? Ca un animal care știe că alungă un pui care știe că nu va trăi și nu are nevoie, nu are nicio șansă. Îl aruncă. Tot eu am aruncat tot ce trebuie. În schimb, de exemplu, sunt mare cititoare, până la urmă am citit totul. Cum să nu citești? Și repet, voi aveți o literatură. Chiar da. Acum câteva zile le povesteam la copii legătura dintre muzică clasică și literatură și am dat exemplu sonata Kreutzer a lui Beethoven. Da, da, da. Beethoven moare în 1827, în 1828 se naște Tolstoi, da. Lev Nicolaevici Tolstoi, care a scris o novelă după sonata Kreutzer a lui Beethoven, așa se cheamă și... Și a făcut și film după asta. Sigur, dar ce scriitori imenși, dar ce balet aveți în Rusia, ce... Multe, da. Da. Și știi cum, în general, rușii sunt foarte cultivați, știi de ce? E de tradiție, e un popor de tradiție, un popor imens. S-a tradus foarte mult toate capodopere. Opele lor, sigur. Nu numai lor. Și din alte. Și din alte. În toată lumea acum aici se strânge de gât. Ha, domnule, să cânt habanera, știi, în românești, ce naiba. Sau să cânt aria asta... Dam, 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 ta-da-dam, celebră. Da. La Donna e mobile, da, de Verdi. La Donna e mobile. La Donna e cum mobile. Se cântă acel? Rigoletto. Uite, s-a tradus așa de bine, că noi știm toți. Serță crasavețe, slomnă câțivenii, ic pe remenii, ca veter maie. Știe și țăranul cuvintele astea. Habanera la tot așa. U lupvi ca cu ptașche crâlie tără. Adică, ascultând în limba natală, în limba ta, îl reții și muzică și artă. Sigur că da, dar
Foarte bine traduse. Toate operele și operetele sunt foarte bine traduse. Măi, voi ați avut o nobilime de înalt, o aristocrație de înaltă cultură. Și lumea cea mai... Tolstoi, de exemplu, care era nobil, mă, și da, nu cu educație. Eu vorbesc de popor. Da, au influențat și poporul peste tot, într-un anumit fel. Poporul din cauza că știu eu, sau cum să spun, dublajul filmului. E un studio special de dublaj. Tu dai seama, voi, dacă scrie acolo, e conspect de la film. Conspect, nu poate să scrie. Și este fiecare, știi cum se dublează în Rusia? Extraordinar! Eu am văzut 7 magnifici, îți dai seama, 100 de ori, filme meu preferat. Mi-mi plac. Cei 7 magnifici, western, da? Da, mai văzut, e super. Mi-mi plac western-ul în general. Da. La un moment dat a venit în Ivanova filmul, știi, tata zice, hai să mergem, când eram eu la tată. Hai să mergem, că și de lui tata îi plăcea, noi eram la fel. Eu am văzut prima dată 7 magnifici. Mă, fiecare vorbește altfel. Eu în loc să mă uit la film, eu citesc filmul și nu ajung să văd ce face, cum joacă, ce față are omul în timp ce spune. Știi? Foarte mult contează. Deci e foarte, foarte, asta este, din cauza asta în Rusia sunt lumea mult mai cultivată, că e... ajunge direct la, și la om, și la, cum zici tu, intelectualitate și asta, și la poporul simplu, nu? Dacă eu am spus-o și o spun de fiecare dată, e un popor imens, poporul rus, păcat că politica asta, care nu-mi place, dar mă rog, nu mă interesează, eu tot și acum citesc cu mare bucurie pe Tolstoi și pe Lermontov și pe Turgeniev și pe Cehov și eu și nu numai literatură și muzică. N-ai citit asta, 12 scaune și Vițelul de Aur? A lui, cum îl cheamă? Am citit, cum să nu? Ilf și Petrov. Sigur că da, dar câte aș putea să enumăr, sigur că da. Celebrul asta Pender, bine. Asta este, vreau să spun, acum ne întoarcem aici. Da, ne întoarcem aici la Focșani, unde ai fost invitată, doamna Marina Voica, a fost invitată de către protoieria din Focșani, împreună cu doamna Norocea de la Centrul de Zi Dănuț, oameni deosebiți, să știi, ea m-a anunțat. Absolut, și parcă, cum să spun, parcă am intrat în lumea, în altă lume, lumea sfinților. Da, ai văzut, da. Alt popor, alt... Uite, a venit domnul ăsta da. Și fanul meu, Daniel, care era puș de tot. Da. I-am spus, hai să vezi când ai să crești, tu o să mă lași, că mulți fani care m-au părăsit. A fost când a fost copil, tineri, și pe urmă le-a venit viața lor, copii, și m-au lăsat. Așa ca amintire. Dar, zice domnul Marina, eu nu vă las niciodată. Daniel Bachner, să vezi. A să vezi, după ce mor, urmărește dacă m-a mai părăsit sau... Nu vorbi așa. Dar mi-ai făcut un reproș când am venit și să știi că l-am luat în serios și mi-am făcut mea culpa. Mi-ai spus, nu m-ai invitat acum 7 ani când am făcut emisiunile. Și știi cât... Că atunci aș fi susținut un recital mai amplu. Mea culpa, îmi pare rău, ai nu, dreptate. Îmi pare rău că n-am venit aici cu un recital ca lumea, știi? Eu nu mai pot să cânt așa, eu cântam o oră pe scenă, nu mai pot să cânt. Dar ce mi-ai cântat la tine acasă și toată, foarte multă lume îmi spune să mai dați, vă rog, emisiunea cu doamna Marina Voica. Eu acum am revăzut, mă gândesc, Doamne, ce formidabil. Vai, ce frumoasă. Atunci, bineînțeles că mi se pare, vezi, totul e retrospectiv, îți pare altfel. E firesc să fie așa, e firesc să fie așa, dar... Atunci își dai seama dacă a fost bine sau nu. Da, acum îți dai seama că... moment, bineînțeles, nimic nu-mi place. Da, e firesc. Eu în loc să pun ală, văd cum că aici părul nu mi-a stat așa, aici așa, aici ridă, aici își cearcă, nu știu ce, atât văd numai. Și după aia spui... Viorele era nebunit, zice. Viorele, primul soț sau al doilea? Al doilea. Pentru mine soț este numai Viorel. Da? Cu celălalt am trăit foarte puțin.
adevărat bărbat în viața mea a fost Viorel. Pe care l-ai iubit mult, nu? Da. Asta a fost un bărbat și jumătate. Ce înțelegi tu printr-un bărbat și jumătate? Eu un bărbat. Adică? Cu caracter de bărbat, cu, cum să spun, felul de a mă iubi, știi? Și ca pe un copil, și ca pe nevastă. Nu le interesa că eu nu sunt, nu știu să gătesc sau nu calc și nu frec parchetul, știi, nu știu ce, înțelegi? Primul rând, inteligență. Eu consider că bărbatul, în primul, 1, 2, 3, nu? Primul este inteligență, mă. Recunoști? La orice om. Și eu merg pe ideea asta, domnule, dacă bă, un om e intersigur. Femeie se ia cu șarmul, cu... Și bărbatul poate. Bărbatul meu era șarmant, era cel mai frumos bărbat din țară. Așa el dădea autografe, știi? Deci numele tău? Da, nu numele, numele lui. De ce? Că îl luau de un artor sau ceva. Era așa de frumos, mergeam, da? Mă aștepta... Fratele lui Ionică, nu? Da. Eu l-am cunoscut pe Ionică. Mă aștepta da, la da. Televiziune. Eu intram în televiziune și scoteam buletinul. Zice, domnul Marin, păi știm, vă cunoștem, dar trebuie să scoteți buletinul. El intra cu cheie, uite așa, și lumea spunea, să trăiți, ește. Nu erai geloasă? A? Nu-ți părea rău, nu erai geloasă? Ba nu! Așa, care stăteau de bază, îi spunea să trăiți. Și îl lăsa, așa tu pe oala, și așa de frumos. Și pe urmă mă aștepta eu până filmați, când veneam înconjurat de fete care lua autograful. Îl lua de un actor mare ceva. Și tu erai geloasă când vedeai că e înconjurat nu, de fete? Nu, eram mândră. Erai mândră? Nu aveam. Spune-mi tot așa, fratele lui Ionică Popescu, da, pe care l-am cunoscut, era un intelectual, avea o casă plină de cărți, asta țin minte. De... Da. Așa era și soțul tău? Și acum, da, tot, bolnav. Cine e bolnav, Ionica? Viorel, bolnav de cărți. Bolnav după cărți. Eu îl aruncam câte o cartă, pac, zice, dacă mă arunc și o cartă, nu știu ce. Nu, e numai de citit. El citea, pe urmă îmi dădea mie cartă. Noi citeam așa, eram mare cititor. Îți spun, eu, pentru oamenii care au o casă plină, pe ăștia îi țin minte toată viața, oamenii cu care m-am întâlnit întâmplător sau poate neîntâmplător în viață, dar la care am văzut că pasiune pentru carte, pentru cultură, pentru... Și că unii pentru... n-au citit, majoritatea oamenii n-au citit, da, o nimic, cartă. Da, e îngrozitor. Cum se poate? Uite, nu știu, nu știu, da, chiar cum poți să trăiești așa? Nimic n-au citit, n-au auzit măcar de un, da, scriitor sau... Da. Și oameni cu anumite prezenții. Și să știi că literatura română este superbă, senzațională. Superbă este. Senzațională. Categoric, da. Categoric, da. Mă uitam, e un scriitor american, Saul Bellow se numește, cartea se numește O zi din după-amiaza lumii și acolo îl descrie pe George Enescu. Astăzi m-am întâlnit în lift cu George Enescu, care a fost directorul Filarmonicii de la New York, da, și mă uitam, domnule, uite, personalitățile noastre, cum sunt cunoscute în lumea întreagă și sunt mulți de-ai noștri care habar n-au. Da, Enescu, nu știu. Da, habar n-au în ce perioadă au dat. Nu, vezi, asta este... Nu e trist când... Nu știu cui vine, fiindcă românul este inteligent, are gust, are predilecție pentru artă și simte chestia asta, are în sânge. Putea să fie cultivată chestia, dar nu este cultivată nici acum. Nici acum nu știu, și cultivat. Pentru mine e un mare semn de întrebare să văd așa un oarecare, nu pot să spun dispreț, mai mult o ignoranță, știi, așa, nu că... De... Sunt alte, da, alte priorități. Lumea a devenit foarte tumultuosă, știi? Da, și prea multă alergătură după bani, Marina, observ. Da, o trăim în lumea consumatorului. Gata, în lumea consumatorului. S-a terminat cu idealurile. Da, din păcate, da. Idealurile sunt vițelul de aur. Da, din păcate, da, s-a terminat cu idealurile și asta nu știu unde o să ne ducă, să știi că tot viața de suflet este cea care ne menține și ne... Nu, e, cum să spun, asta deja nu mai poți să oprești o chestie din asta. Este distrugerea omului, omul se va distruge. Dar nu vezi că au fost înlocuiți oameni și îmi pare rău că spun, este o chestie foarte interesantă de fizică cu roboții. E foarte interesant, dar chiar să înlocuiești pe oameni cu roboți? Chiborg, da. Hmm? Probabil că așa o să ajungem. Păi deja au început.
Sunt instituții în care sunt munci pe care le fac roboții, mă refer chiar nu numai că mătură și munci de, eu știu, de birou. O să începă să și gândească. Venim la tine acasă, la Breaza și stăm mult de vorbă, da? Vara. Vara, bineînțeles că vara. Tot așa, vara. Mulțumim mult. Și eu vă mulțumesc. Mulțumim mult. Eu îți mulțumesc că ai fost drăguță. La revedere, stimați telespectatori. Deci ați revăzut-o pe doamna Marina Voica, pe care toată lumea o iubește. Toată lumea te iubește, să știi, Marina. Sper. Ești o mare artistă, româncă. Dă-mi voie să trag pe partea așa mea, este. Româncă. Și cântăreață româncă. Și cântăreață româncă. Și asta, aici m-a preluat. Aici am început, nu acolo. Acolo eram fetița fata, cu mamă poșeta. Și tată, elevă și beată studentă. Și o beată studentă. Dar s-a îndrăgostit Voica de tine, vezi? A știut, a avut ochi soțul. Mamă, primul. Ce ochi a avut românul. A avut tot românul. Ce fete frumoase era, pe mine. Fetele zice, ce-o fi s-a uitat la tine? Probabil că și-a dus aminte de mamă lui. De soră sa. Am spus, erai gospodină, știai să faci armale și... Nimic, doamne, nici acum nu știu. Nu știi? Asta o să iau totul acasă, că n-am ce mănânc. Flământă, bine. Marina, te pupăm și îți mulțumim mult. Bine. La revedere, stimați telespectatori. Așa o scurtă discuție de data aceasta. Doamna e foarte obosită, a venit de pe drum, dar tot și-a sacrificat un pic de timp pentru noi. Mulțumim mult. Mai pentru ce, oricât. Mulțumesc! Iată-mă, după
mulți ani de absență, din nou aici la Focșani. Recunosc această minunată sală și cabină. O recunosc și cabină unde am stat cândva și acum iarăși stau cu ea. Mă bucur din nou să fiu la Focșani. Mulțumesc Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancea pentru organizarea acestui spectacol și pentru o primire minunată pe care mi-a făcut. Uite așa cum a spus Daniel Mahne aici, m-am mutat la Breaza. De asta și-am scris căsuță la marginea satului, cu totul căsuța mea, nu chiar căsuță. Și nici Breaza nu e chiar satul, dar e un locșor de rai. Și mie totuși mi-e dor de București. Și iată că am compus un cântec care se numește Bucureștiul micul Paris. Cu aleile nici și prin de
naște în București, ai fost tuturor, oriunde ne-aș sta. Un cântec foarte cunoscut. Cândeva Radu Șerban mi-a scris acest cântec mie și eu am cântat ani de zile acest cântec. S-a întâmplat în așa fel că nu l-am putut să cânt. Și atunci acest cântec a fost dat altcuiva. Dar eu tot îl consider al meu, fiindcă generația veche știe că eu am lansat acest cântec și totdeauna îl cânt la orice concert al meu. O să-l recunoșteți imediat. Dansul
e dansul doar pentru noi. Dansul ca un porumbele cu creangă de maslin, dansul ca un vis, dar și ca ultimul suspin. Și mă privit, doar cu ochii mi-a zâmbit.
Cine a spus că ar vrea să bea doar apă de cafea și nu știu cum s-a întâmplat lângă mine s-a așezat. Era smert, înalt, frumos, ochii verzi, dar ce frumos, după mână, ce păcat, am văzut că nu surna, timpul repede trecea printre vorbe și cafea și deloc n-am observat că de mult s-a întâmplat. Am scos din anonimat un cântec foarte frumos. Și iată-mă pe scenă, sală radio, în spatele meu orchestră condusă de maestru,
Seledinicu. Am avut foarte mare succes cântându-l. Lumea s-a ridicat, m-a aplaudat, a venit un tânăr și mi-a aruncat pe scenă grămadă de floricele, mici, mici, mici. Iarăși am cântat, iarăși s-a ridicat orchestră. Dar tânărul acela care m-a aruncat flori mi-a devenit soț. Să nu ne despărțim!
nu ne despărțim și viața ta s-o legi de-a mea. Un vis frumos trăim, rămâi nu pleca, rămâi iubirea mea. Și atunci când lumea s-o sfârși, noi doi abia atunci ne vom despărți. Și-n brațele mă întinse să alergi la piept în casă. Mă iubim mereu, cum mă iubim și azi. Și serele târzii când în toamnă ramul bate-n geam, al meu să fii și alături să te am. Și-n brațele mă întinse să alergi la piept în casă. Mă iubim mereu, cum mă iubim și azi. Și-n serile târzii când în toamnă ramuri bate-n geam, al meu să fii și alături să te am. Să nu ne despărțim și viața mea s-o legi de-a ta. Un vis frumos trăim, rămâi nu pleca, rămâi iubirea mea. Și atunci când lumea s-o sfârși, noi doi abia atunci ne vom despărți.